Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Peste câteva zile va fi Duminica Florilor la credincioșii catolici, urmează Săptămâna Mare, cunoscută la credincioșii ortodoși ca fiind Săptămâna Patimilor. Despre aceste lucruri discutăm astăzi cu invitatul meu, Părintele Felix Roca, responsabil al Oficiului pentru Pastorația Tineretului din Dieceza Romano-Catolică Iași. Lăudat fie Iisus, Părinte! În vecii vecilor, mă surprinde așa un salut foarte, foarte frumos, în general în televiziuni, bună ziua, bună dimineață, dar e frumos așa să se audă este, da. Numele Bine, Iisus și în televiziune. Știți cum este, trebuie să ne adaptăm și noi tuturor. Dar salutul a fost din toată inima. Din toată inima. Asta contează cel mai bine. Părinte, peste câteva zile este Duminica Florilor, exact, la credincioșii catolici, după care urmează o săptămână, nu știu, eu o consider ca o săptămână grea. Poate fi considerată ca o săptămână grea? Săptămână grea. Pentru noi creștinii care celebrăm, memorăm, comemorăm, deci nu doar ne aducem aminte, ci fiecare creștin când participă la Sfânta Liturghie, de exemplu, celebrează din nou, comemorează, face prezent ceea ce trăiește. Deci nu este o aminte, ne amintim ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă și mai trebuie să mai și postim și medităm, poate să fie o săptămână grea, dar dacă ne gândim cu adevărat la Mântuitorul, ce a pătimit, de-abia atunci putem să spunem că din acel punct de vedere, cu adevărat, săptămâna este grea. Iar noi ce facem în această săptămână? Comemorăm. Celebrăm. Bun. Readucem în prezent. Celebrăm. Bun. Dar deci e o săptămână grea. Acest lucru presupune că în fiecare zi a săptămânii viitoare, da, trebuie să comemorăm altceva, nu? Da, e săptămâna, noi în mod oficial se numește Săptămâna Sfântă. În popor se mai spune Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Da? Pentru că în această săptămână cam acest lucru celebrăm. Trebuie să specificăm că de fapt această săptămână, da, se încheie cu Tridumul Pascal, în care noi celebrăm pătimirea, moartea și învierea, lui Iisus Hristos. Deci săptămâna se încheie în mod glorios. Și o săptămână într-adevăr densă din punct de vedere spiritual și nu uităm, începem cu Duminica Florilor. Duminica Florilor, care presupune o slujbă deosebită, diferită față de celelalte slujbe. Este o slujbă diferită. De ce? Pentru că slujba Sfintei Liturghii începe cu momentul comemorării intrării triumfare glorioase al lui Iisus în Ierusalim. Și în mod normal se face o mică procesiune. Anul acesta e clar, s-au adaptat toate regulile și în biserica noastră, dacă se poate evita procesiunea, dacă nu o procesiune mai scurtă, eventual doar slujitorii altarului fac această procesiune, în general se poate începe în afara bisericii, în care se comemorează momentul intrării glorioase a lui Iisus în Ierusalim. Și se citește, se proclamă și un fragment din Evanghelie, acel moment în care Iisus Hristos este primit în Ierusalim. Și știm, ovaționat, da, într-un mod simplu, chiar umil, pe un măgăruș, fără antemergător, fără sirene, girofar, fără coloană oficială, Mântuitorul, cel care mai încolo, unii și în, așa în derâde vor spune, este regele iudeilor, simplu, pe un măgăruș. Lumea deja a înțeles că este o persoană specială. Alții chiar au înțeles că este Mântuitor, îl aclamă. Osana, fiul lui David. Osana, cel care vine în numele Domnului. Da, deci nu era intrat cineva acolo și lumea s-a adunat, spune, okay, hai să facem puțină gălăgie. Da. Mare parte, toată lumea, simte că e o persoană deosebită, iar cei care au primit cu adevărat mesajul lui Dumnezeu își dau seama că este fiul lui Dumnezeu și l-aclamă. Glorios, intră în Ierusalim și acest fragment din Evanghelie se proclamă. După aceea începe Sfânta Liturghie în care, vedeți, aceasta este trecerea, la Evanghelie, la Sfânta Evanghelie, se proclamă pătimirea lui Iisus, patima lui Iisus Hristos. Tot momentul acela, la momentul trădării până la momentul morții pe cruce. E această trecere, e dramatică. Întrebați dacă este săptămână grea. Da. Osana, răstignește-l. Osana, răstignește-l. Este experiența trăită atunci de Mântuitorul. Este experiența pe care o trăiește și în zilele noastre. Haideți că tot trebuie să fim sinceri cu fiecare dintre noi, pentru că ni se întâmplă fiecare dintre Osana și răstignește. Așa. Părinte, vreau să vă întreb un lucru, pentru că eu fac, haideți să spunem, o comparație, cu toate că nu poți să faci o comparație. E vorba aici de creștini, că sunt catolici, că sunt ortodoxi și toată lumea are același crez. Dar
Există totuși diferențe între slujba de la credincioșii catolici și slujba de la credincioșii ortodoxi. La credincioșii catolici vorbeați de acea procesiune. Poate fi evitată în totalitate procesiunea, această procesiune de Duminica Floriilor? În acest context vă referiți, în acest context, pentru că e întreaga dezbatere, știm, pornind și de la aspectul botezului, întreaga dezbatere în ceea ce privește schimbarea normelor religioase, a ritului și așa mai departe. E o chestiune destul de profundă, destul de complicată și nu cred că este cazul acesta. În acest context de pandemie, într-adevăr, avem chiar din nou emanat un decret la nivel de Biserică Universală, deci de acel minister, dacă îmi permiteți, care se ocupă de aspectele liturgice la nivel de biserică, la Vatican, este Congregația pentru Cultul Divin, care a emanat câteva norme generale pentru a adapta toate aceste celebrări, pentru că celebrările din Săptămâna Sfântă sunt speciale, da? Exact. Sunt centrale. La fel avem decrete, cred că în fiecare episcopie din lume, inclusiv dieceza noastră de Iași, preasfințitul Pauleț, a emanat un decret adaptând aceste aspecte, păstrând demnitatea, frumusețea, profunzimea celebrării, da? Deci nu se scoate ceva din celebrare, le adaptăm la aceste condiții. De exemplu, că întrebați, e clar că oricum în rituale sunt prevăzute, dacă nu greșesc, două sau trei variante de început pentru Sfânta Liturghie în Duminica Florilor. O procesiune mai lungă, o procesiune mai scurtă sau o intrare solemnă, dar fără procesiune. Deci, baza era, exista deja. Gândiți-vă, vreau să lărgesc discursul, că vorbim despre norme liturgice care sunt valabile pentru lumea întreagă. Exact, noi. Exact. Și atunci, e un context în Asia, în Africa, în Europa, în America și așa mai departe. Deci, baza oricum există. Ești într-un loc, dacă vreți, mă gândesc la misionarii noștri din Kenya, din nordul Keniei, da? Care celebrează Paștele, poate să celebreze în pustiu, da. Dar într-o comunitate micuță, normal că nu o să facă o celebrare, o procesiune, să înconjoare deșertul casă, vor face o procesiune mai scurt. Da. E vorba de un simț al realității, al divinului și al realității. Dumneavoastră ați spus că există baza, dar eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că noi suntem aici în Iași, da? Și exact. Suntem într-un scenariu roșu, am depășit 3 la 1000 de locuitori, 3 cazuri de infectări. Să sperăm că nu vom crește. Dar fac referire la anumite localități care sunt deja carantinate, în carantină, în care numărul de infectări a crescut 7-8. Pentru acele localități, cum se va desfășura Sfânta Liturghie? Pomeneați de lucrul acesta ca să vedem punctual, nu? De exemplu, în Iași, în anii trecuți, se făceau mai multe procesiuni de la bisericile catolice din Iași, vorbim de Dacia, Nicolina, chiar și din Valea Lupului, cred că veneau la un anumit punct, și aceste procesiuni convergeau la catedrală, corect, pe străzile orașului, o manifestare frumoasă de credință publică și așa mai departe. Evident, anul acesta nu va fi. Da. Procesiunea care, scurta procesiune care s-ar fi putut face înainte de Sfânta Liturghie, amintind intrarea glorioasă lui Iisus Hristos în Ierusalim, da, până și în localitățile carantină, dacă preotul paroc decide, noi suntem într-o situație complicată, ne luăm toate măsurile încât, primul lucru, celebrăm cu demnitate, corect, cu respectând norme, nu o chestie doar de respect, dar ca să celebrăm ceea ce dorim să celebrăm în ziua respectivă, da, dar și cu atenție față de realitate. Și există toate premisele, da, se face o intrare, cum se numește în liturgie, solemnă, fără să se miște lumea, poate să vină preotul la intrare în biserică să facă singur cu slujitorii altarului, 2-3 ministranți sau 2-3 seminariști, respectând toate normele, lumea stă liniștit, se celebrează același mister. E bine să specificăm că nu îndeplinirea unor, să spunem, ritualuri, doar dragul ritualului, exact, de celebrare. Exact, exact. Deci de asta, nu intrăm așa în discuție. Hristos ce face? De multe ori, când se ia de farizei, ce le spune? Morminte spoite. Da. Voi faceți așa ca să faceți. Mergeți la esență. Da. Și știu că e delicat aceste aspecte, insist. Dar respectând normele liturgice, ceea ce se celebrează, nu înseamnă că acum înjumătățim liturghia la jumătate. Nu. Se celebrează ce se decelebrează, dar cu atenție, pentru că este atenție față de semnele timpurilor, ce ne spune Dumnezeu cu toată această pandemie, este atenție față de credincioși, este atenție, de ce nu, poate mai înainte de asta, responsabilitatea pe care are biserica de spune, dăm exemplu.
Iarăși este dezbatere. Știți foarte bine. Dar de ce biserica se sungă? Trebuie să ridicăm, să ne răzvrătim. Nu. Deja sunt niște discuții care le duc extremiștii și care mie nu prea mă fac, de fapt, nu îmi fac deloc plăcere. Părinte, vreau totuși să vă întreb un lucru, pentru că în fiecare an, dar în fiecare an, sunt și anumiți credincioși care nu pot ajunge la biserică. Din motive de sănătate, poate și vârsta mai înaintată, pentru ei, ei cum vor putea să vadă Sfânta Liturghie? Înainte să vadă, cred că este un lucru mai important, să simtă că biserica are grijă de ei. Exact. Eram pe telefon zilele trecute pe WhatsApp cu, pot să-și spun că noi, cu părintele paroh de aici de la catedrală, părintele Paul Budou. Și l-am rugat pentru tot un aspect de mass media pe luni și spune, părinte, nu pot, pentru că luni noi toți preoții din parohii mergem la bolnavi. Ce înseamnă lucrul acesta? În săptămâna mare, preoții din parohii merg și vizitează bolnavii care sunt la pat, care nu se pot deplasa și fac spovadă, le oferă posibilitatea de a cere iertare, de a se împărtăși, pentru că este Paștele și pentru ei. Deci e preotul care vine în casele creștine. Iarăși în acest context, cu atenție, cu fără să dacă cineva... Toate măsurile de precauție. Exact, dacă o familie este în carantină și are un bolnav care este la pat, care de obicei primea preotul, e clar că nu va primi. Da. Domnul supline, nicio problemă. Dar vine biserica în întâmpinare. Apoi, mulțumim Domnului, avem atâtea posibilități tehnologice. Tehnologia oricum tehnologia, lucrează și pentru noi. Partea bună și asta cred că este o lucrare a lui Dumnezeu. E important ca noi să știm să le cântărim. Sunt multe familii care sunt conectate la transmisiunile din propriile parohii, la transmisiunile de la catedrale. Se mai uită la o televiziune și văd că mai există o emisiune religioasă. Da. Mulțumim Domnului și au ocazii. Deci, în primul rând, atenția există. Da? Biserica, pentru cei care doresc, sunt acasă, sunt bolnavi, vin preoții la ei. Este semnul grijii bisericii. Bun, acum trebuie să discutăm puțin și despre decizia pe care a luat-o și premierul României și ministrul sănătății și Raed Arafat, ministrul secretar de stat și mai mulți miniștri, inclusiv ministrul de interne. La slujba de înviere există posibilitatea participării persoanelor cu respectarea tuturor normelor, iar circulația este deschisă până la ora 2 noaptea. Din punctul de vedere al Bisericii Catolice, este o măsură bună? Este o măsură pe care biserica, din câte știu eu, nu zic de informații pe surse, că n-am așa ceva, a fost susținută, știți că a fost o reuniune cu secretariatul de stat pentru culte, cu reprezentanții cultelor și confesiunilor creștine și religioase, de toate este acel grup de lucru și a fost susținută această idee. Da, haideți să le luăm. Pe de-o parte e cine spune, biserica încă o dată, excepție încă o dată și așa mai departe. Bun. Pe de altă parte, sunt cei care spun, în sfârșit, biserica s-a impus în fața statului. Nu. E undeva la mijloc. Nu, mie mi se pare un lucru extraordinar, pentru că deja anul trecut, da, putem spune fără doar și poate că am ratat întru totul Sfintele Sărbători. Aproape că, știți cum e, în momentul când nu mergi la slujbă, nu ai acea simțire, indiferent că stai în fața televizorului, e diferit. Bun, dar eu vreau să vă întreb totuși un lucru. Dacă această decizie nu ar fi fost luată, Biserica Catolică era pregătită pentru o situație în care, domnule, enorea și nu pot veni, la ora 22 s-a terminat cu circulația în localitățile carantinate la ora 20. Nu știu, n-am informații în privința aceasta. Eu știu că discutam, de exemplu, zile trecute cu un părinte care este paroh într-o comunitate lângă Bacău. Și deja se organiza. Să spunem că expresia, ne închid la 22. Da. Când ne închid la 20, el ar fi dorit să găsească orice variantă ca să se celebreze Sfânta Liturghie, nu e Sfânta Liturghie, efectiv celebrarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ar fi căutat orice variantă, bineînțeles, considerând de legile care ar fi fost. Dar revin la aspectul dinainte, cred că e de mare ajutor. Cred că este de mare ajutor, pentru că oamenii în tot acest context au nevoie să simtă, să fie liniștiți, să stea cu Dumnezeu, să se roage, poate chiar mai mult, să spune, au nevoie măcar în acest aspect să
să simtă că nu sunt îngrădiți. Autoritățile își fac datoria, nu comentăm lucrul acesta, nu e o chestiune că cineva vrea, dar ar fi fost această presiune. Și aș spune altceva, nu știu, dacă discutați chiar și cu medici, cu asistente medicale, cei care sunt în prima linie în spitale, eu am întâlnit cu multe persoane care mi-au zis, omule, anul trecut sau în această perioadă, știi ce ne salvează? Rugăciunea, credința că Dumnezeu mai poate să facă, El mai poate să mai facă ceva, să ne scoată. De ce să luăm lucrurile acestea? De ce să dăm posibilitatea? N-aș vrea acum să mă uit pe internet, nici vreau, nu vreau ce să mai scăp câteodată, că atâtea propuneri de cursuri de acestea de, nu știu, de dezvoltare personală, toate online, lucrul acesta, dar biserica face lucrul acesta. Nu ești ce, poți fi și greșel. Vrea să dea mai multă speranță oamenilor. Vrea să dea mai multă încredere. De ce să îngrădim? Da, acum trebuie să recunoaștem, nu cred că există persoană lumea asta care să nu fi spus măcar o dată, Doamne ajută. Într-o situație grea, într-o situație deosebită, eu consider că este deja în gena umană inclusă această credință și mi s-ar fi părut total inuman ca în al doilea an consecutiv să interzici participarea la Sfânta Slujbă. De altfel, dacă ar fi să discutăm, părinte, stăteam și făceam o analiză. Dom'le, bun, la ora 10 n-au mai voie să circul pe străzi. Chiar spuneam mulți, ce faci, nene? La ora 10 stă coronavirusul așa la pândă, vai, s-a făcut ora 10, ai declarație, nu, pac, toți pe el. Adică, bun, e de înțeles, sunt niște măsuri de... Cred că autorități au ceva informații. Exact, și știu adică să... da, e mai dificil, este mai dificil, de asta v-am întrebat, este mai dificil în acele localități în care este impusă carantina. Da, e un factor, să zicem, posibil de răspândire a acestui coronavirus, întâlnirea, dar... Sunt convins că la nivelul, și nu numai la nivelul diecezei romano-catolice din Iași, ci la nivelul întregii României, s-au făcut niște propuneri, domnule, măsurile care trebuie luate. Care sunt măsurile pe care trebuie și fiecare biserică în parte să le respecte, astfel încât după Sfintele Sărbători să nu ne trezim că suntem pe o pantă. Știți că nu sunt măsuri pentru Sfintele Sărbători. Nu există astfel de măsuri. Sunt măsurile care au intrat în vigoare în momentul în care ne-am lovit sau ne-a lovit această pandemie. Spuneam înainte, sunt unele aspecte, particularizăm pentru celebrările din Săptămâna Sfântă, din Trudimul Pascal, cum spunem noi, Joia Mare, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă, Sâmbăta Mare și celebrarea Învierii, pentru că sunt niște câteva celebrări specifice, acolo s-au dat niște notificări, niște explicații, mai ales pentru aceste celebrări. În schimb, toate celelalte sunt în vigoare de când ne-a lovit această pandemie. Cu alte cuvinte, portul măștii, da, purtarea ei corectă, nasul... Da, în biserică, dezinfectare, distanțare. Știți că în bisericile noastre, nu știu dacă știți, punem și o chestiune de așa, de mai stricat și mobilieră, dar sunt bănci la noi. O băncuță, dar o băncuță nu. Intră în băncuță, da, iar într-o băncuță aici 5 locuri, o aici bulinuță, preoțenă, bulinuță, bulinuță, aici te așez, aici te așez, aici te așez, aici. Bun, dar dacă ajungem la știți că sunt niște ritualuri, împărtășania și îi dai cu lingurița, ce se întâmplă? Că da, la un moment dat s-a spus, domnule, nu. În privința noastră noi nu avem acest aspect. Că la noi, la credincioșii ortodoxi, a zis, domnule, veniți cu lingurița de acasă, că există posibilitatea. Cred că a fost așa o supralicitare a unor aspecte clarificate într-un mod pertinent și așa de biserica ortodoxă, nu cred că s-ar fi. A fost sub un spirit de glumă, s-a circulat pe internet, așa, domnule, veniți cu lingurița de acasă. Bun, părinte, la... Deci vreau să spun, în toate aceste aspecte sunt măsuri. De fiecare dată când, să spunem, preotul celebra, este la altar, noi celebrăm cu fața la popor, de fiecare dată când preotul se apropie de credincioși sau credincioșii se apropie, se dezinfectează. La împărtășanii se dezinfectează. Își spune masca. Deci, cu alte cuvinte, toate aceste măsuri vor fi... Dacă aceste măsuri nu sunt pertinente, nu sunt suficiente, noi am încurcat-o rău de tot. Asta înseamnă că tot ce se întâmplă în oraș, în mijloace de transport, în magazine, înseamnă că alea, deci chiar acelea sunt
apă de ploaie. Așa este, așa deci, este. Haideți să fim, să păstrăm justele măsuri. O leacă de echilibru în toate astea. Sunt măsurile care se pot lua, da? Trebuie să spunem și lucrul acesta. Da, omul face tot ceea ce stă în putință. Eu tare aș vrea ca după această pandemie să nu cădem, nu aș vrea acum să vorbesc eu ca nu știu ce înțelept, dar să nu cădem mai mult în ispita aceasta de atot mântuitor, că omul este, am inventat vaccinul, am controlat, nu controlăm nimic. Stai. Din păcate nu controlăm. Ceea ce noi putem să controlăm și cred că asta ne-ar salva, discutam înainte de emisie, să creștem în conștiința noastră. Să dea Domnul ca fiecare să înțeleagă perfect mesajul nostru. Sunt catolic în noaptea de înviere, m-am dus și am venit acasă, nu mai duc să mă mai plimb pe nu știu așa unde. Este. Sunt catolic în noaptea de înviere, când va fi în Biserica Ortodoxă, stau acasă, pentru că alți credincioși au trebuie să se duc, așa este. Da? Este Pesahul, este credincioșii evrei. La fel, fiecare, conștiința ne salvează. E lucru care ne poate într-adevăr salva. Nu iluzia asta că suntem stăpâni, din păcate noi suntem, nu iluzia că autoritatea trebuie să rezolve tot. Nu, fiecare dintre noi. Părinte, mulțumim. Dar păstrăm credința. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor. Mă adresez acum credincioșilor catolici care sunteți foarte aproape de Duminica Florilor. Urmează săptămâna Patimilor, săptămâna mare. Este, cum să vă spun, acel moment în care veți simți bucurie. Și mi se pare absolut firesc să simțiți această bucurie a celebrării. Dar, rugămintea mea este să păstrați acele minime măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului. Purtați mască, purtați-o corect, acoperiți-vă nasul și gura, dezinfectați-vă pe mâini și păstrați acea distanță. De ce? Ca să aveți sărbători liniștite și după sărbători să fiți sănătoși. Că ăsta este cel mai important. Până data viitoare, cel bun. La revedere!